Alo? Alo? Domn primar, de ce vă supărați pe mine și mă închideți telefonul? E a doua oară. V-am spus ceva, eu nu retractez, da? V-am spus cuvântul nu este cuvânt, vorba mea este vorba. Oamenii au să duc să facă curat. Dacă trebuie veni și... Dar nu oamenii din dumneavoastră... Să se facă, vine garda de mediu să facă curat, da? Sau nu. Vine poliția, sau vine parchetul, sau de vine... De ce sunteți supărat? Sau vine ziaristul Câmpeanu, da? Câmpean mă numesc. Câmpeanu, vă rog frumos, lăsați-vă cam atâtea probleme rezolvat. Chiar vă dau concursul la orice, au trebuit să oamenii să facă treabă, să facă curat, să facă ordine și lăsați-vă în pace, vă rog frumos. Domn primar, îmi cer scuze dacă v-am deranjat. M-ați înțeles? Da, bună ziua, primăria Pui. Bună ziua, mă numesc Andrei Câmpian, publicația News VJ. Domn primar, este? Nu știu să vă spun dacă aoleu, nu știu dacă a venit. Vă rog să vă uitați. Da. Public 24. Poftim? Public 24. Nu public, doamne, nu de la public. News Valea Jiului. A, da, rămâneți, vă rog. Alo? Da. Bună ziua, domn primar. Bună ziua. Andrei Câmpean, cred că vă deranjează. Nu mă deranjează, v-am spus că n-am... Domn primar, nu am reușit să-mi finalizez ancheta, că este o mizerie de nedescris în comuna Pui. Acum, ce se face? Vă spun eu ce să faceți, v-am tot vă dat... Suntem cei mai adicapați, cei mai retardați, cei mai prăpădiți, cei mai amăriți, asta e viața, nu? N-am spus-o eu. Dacă ne spunem de oameni de ăștia, așa suntem. Nu, eu v-am dat soluții și vă mai dau încă o dată soluții. Oamenii care greșesc trebuie sancționați drastic. Da, dar sunt organele abilitate ale statului ca să facă treaba asta. Asta deține de primărie. Eu am stau 10, cum să zic eu, 10 mașini de poliție cu să uite la lună. O luat cineva vreo măsură, puteți să spuneți mie până acum? Nu știu. Mai, mai important decât sau mai tare decât Ministerul de Interne sau decât niște organe abilitate. Da, dar vorbim de vorbim de gunoaie și acolo de nu intervine poliția. Am văzut că un nave somn și un gaz mai nou să filma și să pozez cu lanterna gunoaiele. Da. O să, azi o să începem o acțiune pentru gunoaie. Da, normal, da, trebuie făcută. Că marea parte din acele terenuri sunt proprietate a particularilor. Da, eu filmez și noaptea. Știi ce mie mi-au spus destule? Dar au făcut cineva, puteți să spuneți, din toate aceste instituții care dumneavoastră le-ați luat la pipăiți și le trimiteți la vreo și așa mai departe, a luat cineva o măsură concret? Nu. Nu. Da? Da, da, ei de ce îmi spun că primăria este... Comuna Pui. De ce? Altă comună, nu mai este județul, dar numai Comuna Pui? Păi asta este acum pe... Sunt de ce mai retardați? Sau nu cotizăm sau ce nu facem noi? Nu, în comuna Pui, la ora actuală, sunt multe probleme.